Domnule să fie cu voi. Și cu Duhule tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. Mărire-ți-e, Doamne! Iacob i-a dat naștere lui Iosif, soțul Mariei, din care s-a născut Iisus, cel care se numește Hristos. Nașterea lui Iisus Hristos însă a fost astfel. Mama lui, Maria, fiind logodită cu Iosif, înainte ca ei să fi fost împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, soțul ei, fiind drept și nevoind să o expună, a vrut să o lase în ascuns. Cugetând el la acestea, iată că un înger al Domnului i-a apărut în vis, spunându-i: Iosif, fiul lui David, nu te teme să o iei pe Maria, soția ta, căci ceea s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, căci el va mântui poporul său de păcatele sale. Trezindu-se din somn, Iosif a făcut după cum i-a poruncit îngerul Domnului. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus și Maria. Iubiți credincioși, continuăm călătoria spirituală prin faptele de milostivire pe care am început-o în Miercurea Cenușii și îl rugăm pe Duhul Sfânt în această seară să pună în viața noastră o ultimă faptă de milostivire sufletească: a ne ruga pentru cei vii și pentru cei morți. Ca să realizăm faptele de milostivire, e nevoie să ne încredințăm puterii rugăciunii. Culmea și sinteză a tuturor faptelor de milostivire, rugăciunea, așa cum spunea Charles de Foucault, este puterea omului și slăbiciunea lui Dumnezeu. Cuvinte frumoase. Rugăciunea e puterea omului și slăbiciunea lui Dumnezeu. Este calea prin care noi oamenii putem ajunge ușor la inima lui Dumnezeu, prin care îl sensibilizăm pe Dumnezeu. Și împărțim în trei. Vorbim mai întâi despre rugăciune, apoi pentru cei fii, și apoi pentru cei morți. Dacă aruncăm o privire în Sfânta Scriptură, vedem că toată viața lui Iisus a fost marcată de rugăciune. Era respirația lui. Toate momentele importante au fost precedate de rugăciune. Minuni, viața publică, pătimirea și moartea lui, toate au fost precedate de rugăciuni. Apoi, la final, la cina de taină, le promite ucenicilor că îl va ruga pe Tatăl să-l trimită pe Duhul. Și chiar Duhul Sfânt coboară în timp ce ucenicii cu Maica Domnului erau în rugăciune. De-a lungul timpului au fost mulți care au încercat să definească rugăciunea. Ce e rugăciunea? Sfânta Tereza de Lisieux spunea că rugăciunea e un elan al inimii, acel strigăt al omului spre cer în bucurie ca și în încercare. Rugăciunea, au definit-o alții, e acel dialog de iubire între doi îndrăgostiți. Și chiar cineva spunea că dacă ajungem să ne plictisim la rugăciune, la liturghie, e pentru că iubirea e slabă. Dacă iubirea ar fi puternică atunci când noi ne rugăm, n-am simțit plictiseala. Doi îndrăgostiți când se întâlnesc nu se plictisesc niciodată pentru că se iubesc. Ori dacă Iisus este iubirea vieții noastre, atunci plictiseala
nu și-ar găsi loc în timpul rugăciunii noastre. Un ingredient important al rugăciunii, ne învață Catehismul Bisericii, este umilința. Spunea Sfântul Augustin că noi suntem niște cerșetori în fața lui Dumnezeu. Gestul acela pe care noi îl facem la rugăciune de a îngenunchea exprimă tocmai faptul că noi am simțit că depindem de Dumnezeu, că avem în fața noastră un Dumnezeu mare, iar în fața Lui nu poți decât să îngenunchezi, pentru că de El depinzi, pentru că viața ta e în mâinile Lui. Dacă păgânii se roagă pentru a-i atrage pe zei de partea lor, în cazul nostru al creștinilor, Dumnezeu este deja de partea noastră. Iar atunci când ne rugăm, facem aceasta pentru a ne așeza pe noi, de fapt, de partea lui Dumnezeu. Un alt ingredient important al rugăciunii, ne învață părinții bisericii, este perseverența. Să nu te descurajezi atunci când te-ai rugat o vreme pentru ceva sau cineva și nu ai obținut ce ai dorit, continuă să te rogi. Și cred că cel mai elocvent exemplu este cel al Sfintei Monica, mama Sfântului Augustin. 30 de ani se roagă pentru întoarcerea soțului ei. Mă gândesc, dacă ar fi renunțat la rugăciune după 29 de ani și 6 luni, poate că niciodată soțul ei nu s-ar fi întors, dar perseverența în rugăciune a făcut minuni. Există unii care se opun rugăciunii, spunând, dacă eu mă rog, atunci nu mă mai implic, nu mai sunt eu protagonistul și cer lui Dumnezeu să facă asta. Ori în realitate, dacă privim în întreaga tradiție creștină, vedem că întotdeauna rugăciunea a mers mână în mână cu implicarea. Cel care se roagă nu e unul care privește de departe pasiv. Amintiți-vă doar de regula Sfântului Benedict, care a marcat întreaga spiritualitate europeană. Ora et labora, roagă-te și muncește. Sfântul Ignațiu de Loyola ne învăța spunând, roagă-te ca și cum totul ar depinde de Dumnezeu și muncește ca și cum totul ar depinde de tine. Cred că rugăciunea prin credință este cea care ne dă siguranță. Siguranța că Harul lucrează în noi. De exemplu, atunci când ne rugăm, noi ne deschidem luminii lui Dumnezeu care pătrunde și transformă viața noastră, rugându-ne pentru pace. De fapt, Dumnezeu pune în noi tot ceea ce avem nevoie ca noi înșine să construim pacea. Amintesc odată de un bătrân venise din război cu un picior amputat, dar cu toate astea continua să meargă în fiecare zi la liturghie. Niște copii văzându-l au început să râdă de el. Dar ce face moșule? Toată ziua la biserică, crezi că o să-ți pune Dumnezeu piciorul la loc? La care bătrânul înțelept le răspunde, Dumnezeu nu o să-mi pună piciorul la loc, dar îmi va da harul ca să pot trăi cu un singur picior. Acesta e harul rugăciunii. Deschide inima, ne luminează, ne dă putere. Iar Sfântul Apostol Paul spune că de multe ori noi nici nu știm ce cerem. Și de aceea Duhul Sfânt suspină în noi cu suspine negrăite. Iisus în Ghețemani se roagă, Doamne, nu voia mea, ci a Ta să se facă. De câte ori noi n-am știut ce să-i cerem. Am cerut ceva și apoi ne-a părut rău. Ar trebui să mergem pe mâna lui Dumnezeu. Știți, imaginea acelui copil care este invitat să se servească cu niște bomboane și îi spune celui mai adultului de lângă el, te rog ia tu pentru că ai mâna mai mare. La fel ar trebui să fim noi în rugăciune. Doamne, nu voia mea, ci a Ta să se facă, pentru că Tu ai o mână mai mare, Tu poți să-mi dai mai mult decât pot eu cere. Undeva la un loc de pelerinaj, erau diferite plăcuțe cu gânduri ale creștinilor care au fost acolo și s-au rugat.
Și erau scrise gânduri de mulțumire. Unul spunea: mulțumesc, Doamne, că mi-ai vindecat soția, soacra, prietenii, că m-ai ajutat să trec peste un examen. Dar era o plăcuță care atrăgea atenția în mod deosebit. Scrie așa: îți mulțumesc, Doamne, pentru că nu mi-ai ascultat rugăciunile. Mulțumesc că nu m-ai ascultat. Cred că de multe ori ar trebui să spunem și noi la fel. Doamne, îți mulțumesc că nu m-ai ascultat pentru că n-am știut ce cer. De aceea, când te rogi, roagă-te să se facă nu voia ta, ci voința lui Dumnezeu. Aș dori acum să așez în fața dumneavoastră câteva modele de oameni ai rugăciunii. Dacă tot am amintit de Sfânta Tereza, în jurnalul ei spunea: e suficient să urc în camera de sus a casei ca să-mi dau seama cum se roagă sfinții. Se gândea la tatăl ei. Oare copiii dumneavoastră ar putea spune același lucru despre dumneavoastră? E suficient să mă uit la tata, la mama, ca să văd cum se roagă sfinții? Oare colegii voștri de școală, de facultate, cu care locuiți în aceeași cameră, ar putea spune despre voi, tinerii: e suficient să mă uit la X, la Y, ca să-mi dau seama cum se roagă sfinții? Oare cei care ar intra în această seară la liturghie aici în catedrală, privindu-ne pe noi, ar putea spune același lucru? E suficient să-i privesc pe cei adunați aici ca să-mi dau seama cum se roagă sfinții? Iar al doilea exemplu la care mă opresc mai mult e unul care a pășit pe aceste locuri. Prin curtea acestei catedrale a mers de multe ori. E un fericit. Și de fiecare dată când intrăm în curtea acestei catedrale, noi intrăm, pășim pe urmele unui sfânt. E fericitul Anton Durcovici. Despre el mai mulți au vorbit, remarcând modul în care se ruga. Și aș vrea să citez câteva gânduri a celor care l-au văzut pe el rugându-se. Spunea cineva așa: în capelă, episcopul îngenunchea, stătea ore întregi în rugăciune, acolo în rugăciune plănuia totul, acolo înfloreau cele mai frumoase proiecte din viața lui. Secretarul lui spunea: recita rugăciunile cu convingere, cu iubire încât te dărâma. Un fost elev de-al lui spunea: când celebra Sfânta Liturghie, te obliga prin intensitatea trăirii a ceea ce săvârșea să fie alături de el pas cu pas pe toată durata celebrării. După liturghie, se retrăgea la genoflexorul din apropiere, unde rămânea în pioasă rugăciune de mulțumire. Haideți acum să ne uităm la liturghiile la care participăm noi. De multe ori suntem aici cu trupul, dar cu mintea suntem departe. Dar în realitate, întâlnirea aceasta de rugăciune, liturghia, e un moment sacru, pentru că noi ne aflăm față în față cu dumnezeirea, cu transcendentul, cu absolutul. Când ne împărtășim, de fapt, însuși Dumnezeu intră în noi, iar Euharistia devine sărutul pe care Dumnezeu ne-l oferă. În bucata aceea de pâine, Dumnezeu pune toată iubirea Lui. Altcineva spunea despre preasfințitul Durcovici, fericitul: Durcovici era cucerit la liturghie de misterul crucii. Nu mai vedea nimic în jur. Părea depărtat de toate cele lumești, cufundat total în taina liturghiei. Și încă un student de-a lui, un fost elev, spunea așa: că seara, după ce rectorul stingea luminile, pe atunci preasfințitul Durcovici era rector la București, studenții se duceau desculți seara la ușa capelei ca să-l vadă rugându-se. La ora 21 începea să se roage și deseori stătea până la miezul nopții. Era ca o coloană neclintită. L-am privit mult timp, nu s-a mișcat deloc. Deoarece cunoștea munca sa de 16 ore pe zi, mi-am dat seama că așa ceva, în mod normal, este imposibil fără să adoarmă sau fără să cadă jos de oboseală. Episcopul Anton Durcovici.
Sau ați auzit și dumneavoastră de atâția episcopi, preoți, care întorcându-se din închisoare, au povestit cum celebrau acolo Sfânta Liturghie. Uneori foloseau capacul de la pasta de dinți drept potir, alteori își foloseau palmele ca potir. Pentru ei, liturghia Euharistiei era viață, era hrană. Asta i-a susținut în trăirea lor. Am putea să ne întrebăm în această seară ce înseamnă pentru noi liturghia la care participăm. Cât de mult ne hrănește cuvântul lui Dumnezeu, ce înseamnă împărtășania pe care o primim pe limbă în momentul împărtășanii. Și mergem mai departe. Ce înseamnă să te rogi pentru cei vii? Rugăciunea este prin excelență o operă de mijlocire, un act de mijlocire. Și a fi mijlocitor, de fapt, înseamnă a te așeza între o parte și alta, a lua asupra ta greutățile unuia și ale altuia, fiind tu însuți o punte între cei doi. E o imagine din cartea lui Iob, din Vechiul Testament, spune că mijlocirea e ca și cum ai pune o mână pe umărul omului și o mână pe umărul lui Dumnezeu, fiind tu un pod între om și Dumnezeu. Moise, în Vechiul Testament, când evreii se băteau cu amaleciții, pe când el se ruga, câștigau evreii. Dacă Moise înceta a se ruga, câștigau amaleciții. Și spune Cartea Sfântă că atunci a luat două persoane, pentru că el obosea ținându-și mâinile ridicate, ca să-i susțină mâinile. Și înțelegem de aici oboseala rugăciunii. Rugăciunea este o oboseală, nu este doar acel chef. Am chef să mă rog, îmi vine să mă rog. Un filozof, Blaise Pascal, spunea că dacă vrei să ajungi, de exemplu, cu barca, cu vaporul, la un anumit punct, nu e suficient întotdeauna să te lași dus de vânt, pentru că nu întotdeauna vântul te bate în direcția dorită de tine. E nevoie să pui mâna pe vâsle, să trudezi, să transpiri. La fel este cu rugăciunea. E posibil ca nu întotdeauna să avem dispoziția necesară pentru a ne ruga. Atunci e nevoie să pui mâna pe vâslă, să trudești, să faci un efort. Eu trebuie să mă rog dacă vreau să ajung undeva, dacă vreau să străbat un drum. De aceea, mijlocirea lui Moise este trudă, rugăciunea este efort. Iar actul acela lui Moise era un act pentru alții, era făcut pentru poporul evreu, pentru ca alții să beneficieze de binecuvântarea lui Dumnezeu. Apoi, vedem cum Dumnezeu este întotdeauna preocupat de om. Și îl întreabă pe Cain, după ce l-a ucis pe Abel, unde e fratele tău? Și pe noi, pe mine, pe dumneavoastră, ne întreabă Dumnezeu, unde e fratele tău, unde e soțul tău, unde e soția, unde sunt copiii, unde sunt prietenii, colegii de muncă? Poartă-i la mine în rugăciunile tale. Roagă-te pentru că eu, Domnul, mă interesez de tine. Interesează-te și tu de ei în rugăciunile tale. Și spunea cineva, când nu mai poți să le vorbești prietenilor tăi, apropiaților despre Dumnezeu, vorbește-i lui Dumnezeu despre ei. Dacă privim la Iisus, vedeți că toată viața Iisus s-a rugat, ceea ce spuneam la început, s-a rugat pentru Petru ca să nu-i scadă credința, s-a rugat pentru apostoli, s-a rugat pentru cei care vor crede în El, s-a rugat până la sfârșit. Viața lui a fost o rugăciune pe cruce, atârnând între cer și pământ. Acolo îi prezintă Tatălui din cer pe toți oamenii, toate rugile lor, toate durerile lor. A mijlocit, el însuși, mijlocitor prin excelență. Când spune, Tată, iartă-i că nu știu ce fac, asta sintetizează toată viața lui trăită pentru alții. Pentru el erau importanți alții. Noi, va trebui întotdeauna să avem în gândul nostru pe alții, în rugăciunea noastră, pentru alții. Atunci când ne rugăm, e ca și cum am face lui Dumnezeu memoria aproapelui. Îi recomandăm pe alții îndurării, bunătății, milostivirii lui Dumnezeu. Nu că Dumnezeu nu ar ști ce au alții nevoie,
dar rugăciunea e importantă și pentru noi, ca rugându-ne pentru alții, în mintea noastră coboară înțelepciunea lui Dumnezeu, care ne spune ce putem noi să facem pentru ei. Dacă îi spui lui Dumnezeu: Doamne, te rog pentru cutare că nu se mai înțelege cu prietenul lui, rugându-mă pentru el, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu mă luminează pe mine, ce aș putea să fac eu pentru celălalt? Cum aș putea eu să-l ajut pe el? Dar cea mai puternică rugăciune rămâne întotdeauna Euharistia. Însă, aici în rugăciunea pentru alții, nu trebuie uitați niciodată dușmanii. Cum poți spune că îi iubești pe dușmani dacă nu te rogi pentru ei? Roagă-te pentru dușmanii tăi, ca Dumnezeu să le dea gânduri bune, să le întoarcă planurile mârșave. Roagă-te pentru ei. Iisus, după ce spune iubiți-vă dușmanii, spune imediat rugați-vă pentru ei. Iubirea și rugăciunea pentru dușmani merg întotdeauna mână în mână. Și mergem mai departe, al treilea punct, rugăciunea pentru cei morți. De ce să ne rugăm pentru cei morți? Putem să mai schimbăm noi ceva? Dacă privim în Sfânta Scriptură, deja în Cartea Macabeilor, în Vechiul Testament și apoi în tot Noul Testament, ni se spune și suntem invitați să credem că morții vor învia. Și mai mult, să facem rugăciuni și sacrificii pentru cei morți. Iar această datorie de a ne ruga și a face jertfe pentru cei răposați este datoria întregii comunități. Ce va fi după? Cum va fi după? Noi știm un lucru, că Iisus a înviat din morți. Iar Iisus care învie din morți este fundamentul credinței noastre. El spune, tot cel care trăiește și crede în mine va învia. În El noi ne punem toată speranța. Iar cei răposați trăiesc în Dumnezeu. Spune Cartea Înțelepciunii, sufletele celor drepți sunt în mâna lui Dumnezeu. Noi și cei răposați suntem strâns legați unii de alții. Ei doar ne-au precedat înaintea noastră, ajungând la Domnul. Între noi și ei se păstrează o legătură. Iar legătura cea mai puternică o păstrăm prin rugăciune, rugându-ne pentru ei. Și știți care e cea mai puternică rugăciune? E Euharistia. De aceea există acel obicei de a oferi, de a cere liturghii pentru răposați. Este cel mai mare ajutor pe care noi îl putem oferi celor răposați. Iar ei de acolo se vor ruga pentru noi, ne vor iubi mai mult, pentru că ei nu mai sunt mărginiți de firea lor fragilă umană. E semnul solidarității, al iubirii, rugăciunea pentru cei răposați. Ce putem noi să facem concret? Câteva posibile căi de a trăi această faptă de milostivire. În primul rând, de fiecare dată când venim la liturghie, să găsim un colț de timp pentru un dialog personal cu Dumnezeu. Nu ați observat că de multe ori venim la liturghie și deodată parcă e gata liturghia și nu știm când a trecut, ne trezim la împărtășanie sau la anunțuri. Să nu pleci niciodată de la liturghie fără să ai un moment al tău personal cu Domnul, să vorbești cu El, să-i spui ceea ce ai în inima ta, să-i spui cu drag, cu dor, pentru că atunci rugăciunea devine rodnică. Apoi, amintiți-vă ceea ce spuneam, că dacă uneori ne plictisim la rugăciune sau pare monotonă, e posibil să fie din lipsă de iubire. Dar cu toate astea nu vă descurajați. Și vă spun de ce. Printr-un exemplu. Odată un călugăr proaspăt nu prea înțelegea el de ce trebuie să participe împreună cu comunitatea toate momentele de rugăciune. Și atunci starețul îi spune, uite, ia coșul acesta de nuiele, du-te la râu și adu-mi-l plin cu apă. Se gândește, merge, încearcă, dar până ajunge la stareț, coșul era gol. Mai încearcă o dată, mai încearcă. Dar la un moment dat îi spune, tu faci, îți bați joc de mine, știi că nu poți să car apă cu un coș de nuiele. Mai încearcă.
Și încearcă de mai multe ori și la final îi spune: uită-te, te rog, acum la coș. Cum este? Și coșul era mai curat. Așa se întâmplă atunci când noi uneori tindem să credem că parcă ne-am rugat degeaba. Ceva se schimbă acolo. Devenim mai curați, devenim mai buni. Apoi amintiți-vă de ceea ce vă spuneam în Miercurea Cenușii, rugăciunea Papei Francisc pe cele 5 degete. Roagă-te pentru ceilalți, pentru cei apropiați ție, pentru cei care au misiunea de a conduce, pentru guvernanți, pentru politicieni, rugați-vă pentru cei în suferință, pentru cei bolnavi și abia apoi, la urmă, dacă mai rămâne timp și credeți că e cazul, mai rugați-vă și pentru dumneavoastră. De asemenea, ce mai putea face? Poate că n-am mai cerut de mult o liturghie pentru cei răposați din familiile noastre. Cereți liturghii de la preoții din comunitățile dumneavoastră, pentru că rugăciunea, liturghia, e cea mai puternică jertfă, rugăciune pe care o puteți face pentru ei. Și ca să închei, pentru că există adesea în noi această tendință de a ne descuraja când vine vorba de rugăciune, vreau să vă povestesc ceva. Odată, un predicator din America de Sud l-a spus superiorilor săi: eu vreau să fac o pauză un an de zile. Nu vreau să mai predic, nu mai vreau să fac nimic pentru că am obosit. Toată viața mea am făcut asta și simt că vreau să respir, să mă reînnoiesc, să mă vindec, să mă însănătoșesc complet. Și tot el povestește că într-o noapte a avut un vis. În timp ce mergea cu mașina prin capitala țării, multe dealuri, la un moment dat în traficul acela aglomerat, mașina lui s-a oprit. A oprit 10 minute, a încercat să pornească, nimic. Și la un moment dat, după 10 minute, coboară din mașină și privește în spate. În urma lui se formase un șir lung de mașini care s-a oprit din mers pentru că el s-a oprit. Dumneavoastră care în această seară sunteți aici și vă rugați, care aveți poate uneori ispita de a înceta să vă rugați, spunând că m-am săturat să mă rog, am obosit rugându-mă. Nu uitați, dacă dumneavoastră veți înceta să vă rugați, și alții vor înceta să înainteze. Dacă dumneavoastră veți înceta să faceți binele, vor înceta și alții. Așadar, rugați-vă pentru ca alții să poată înainta. Mergeți înainte pe acest drum al rugăciunii, pentru ca și alții să poată merge înainte. Lăudați să fie Iisus și Maria.